decompoziție, un proprietăți. Lege de compoziție, da. Lege de compoziție. Punct proprietăți. Și sus e testul 1. Deci testul 1, clasa A12. Testul 1, în paranteză, clasa A12. Fie G mare, prima chestiune. G mare egal cu intervalul al treilea plus infinit. Și legea steluță definită prin x compus cu y egal cu xy minus 3x minus 3y plus a. Xy minus 3x minus 3y plus a. A un parametru. Oricare ar fi xy care aparține lui el. Atunci, aplicația respectivă este lege de compoziție, punct scrie îndreptuit. Steluță este lege de compoziție, dacă și numai dacă. Da? Steluță este lege de compoziție, dacă și numai dacă, a egal cu semn de întrebare, anumite egal semn de întrebare. Când o aplicație de, este lege de compoziție? Dacă aparține acest interval, deci, luând două elemente de acolo, compusul se află tot din interior. Deci, oricare ar fi x, y, care aparțin de la 3 la plus infinit, păi deschis, să rezultă că x compus cu y aparține de la 3 la plus infinit. Să plecăm. Ce înseamnă că x aparține de la 3 încolo? La mare ca 3. Să zicem, x strict mai mare ca 3. Deci sub y strict mai mare ca 3, echivalent cu cele două, da? Echivalent cu x minus 3 mai mare y minus 3 mai mare ca 0. Tragem linii și le mulțim. X minus 3 pe un y minus 3 mai mare ca 0. Echivalent. Jos, jos, echivalent. Mulțim acolo, xy minus 3x minus 3y. Plus 9, mai mare ca 0. Dar când aparține de la 3 încolo? Când e mai mare ca 3. Asta, spune-ne sub, x steluță y, mai, adunăm un cât? 3. Un 3. Adunăm un abibendul 3. Și vine xy. Plus 12, mai mare decât 3. Și cine este asta din stânga? Este tocmai x compus cu y. Și zicem acolo, x compus cu y. Aparțin la 3 la plus infinit deschis, dacă și mai dat, a egal cu cât? 12. Deci mai dat, a egal cu 12. Și de acum, era variante de tipul. A mai mic decât 12, a 5, a mai mare decât 12, a egal cu 15. Și am făcut una singură, te duci repede și bifiezi pe cine? A egal cu 12. Și am terminat prima chestiune. 2. Merge partea asta. Legea de compoziții, x compus cu y, este așa. Ax plus 3y plus 4. Unde xy aparțin lui el și au totul lui el. Legea este comutativă, dar și numai dacă. Deci legea steluță, scrim, steluță, sau, da, le am important, steluță comutativă, pune între ghilimele, da? Comutativă, dacă și numai dacă. Comutativă și scrie așa, mă rând, băi, parcă... Tu ești împotriva ceea ce facem noi aici. Păi da. Am scris un pic mai mare. Dar comutativă, dar și numai dacă. Oricare ar fi trei elemente
N, de X, Y și Z din... X, Y și Z, nu? Din el, are loc relația. Da? Așa am spus? Da, ce am spus în cap? Să fie, legea este comutativă. Comutativă, domnul. Așa. Atunci nu mai două elemente, domnul. Deci comutativă, dar jumătate. X compus cu Y egal cu Y. X. Păi hai, fie-o repede. Și este comutativă numai dacă și mai dacă AX plus 3Y egal cu AY plus 3X. Deci asta, comutativă asta cere, da? Echivalent cu? De acord. Duce pe X și Y în partea stângă și urmează... A pe X plus Y plus... Nu, eu aș face așa, aș parte pe X, în fapt. Deci de desubt, aș zice... Sau dacă vrei de aici, de aici deodată, dar să fie comutativitatea asigurată, coeficientul lui X de aici, A, este egal cu coeficientul lui X de aici, 3. Deci de acolo vei muta egal 3. Și Y egal 3. Și Y egal 3. Nu Y egal cu 3. Nu, A egal cu minus 3. A egal cu 3 și A egal cu 3. Deci coeficientul lui Y egal și coeficientul lui X egal. Deci de acolo A egal 3, A egal cu 3. Deci A egal cu 3, atât. Deci la întrebarea asta, cât să fie A, răspunsul este A egal cu 3. Este aici printre variante, au 1, 2, 3, 4 și 0. De desubt, 3, a treia chestiune. Legea de compoziție X compus cu Y egal cu X, Y plus 2, X plus 2, Y plus A este asociativă dacă și mai dacă. Deci ce mai simți acolo? Deci este asociativă. Asociativă, dacă și numai dacă A egal cu. Adică cine este A, trebuie să fie asociativă? Definiția asociativă. Oricare ar fi X, Y, Z. Da. Aparțin lui Pierre, cum este, nu? Da, lui Pierre. Rezultă că X compus cu, compus cu Y, compus cu Z, compus cu Y, compus cu Z. Și rezolvăm. X compus cu Y. Minus 9. X, Y, Z. Așa. 2,
2xy, deci 2 pe lângă xy plus xz plus yz. Plus a. Z mai am undeva sau mai o dată? Z mai am aici, 2x. Deci plus Z pe lângă A plus 2. Z pe lângă A plus 2. Plus... X aici. 4X mai este până la X? Plus 4X. Plus 4Y. Plus 4Y. Plus A. A. Acesta a fost membru stâng al relației, da? Membru stâng, o secundă. Hai să vedem membru drept. O să-l lucrez deasupra aici. Deci, membru drept al relației. M2. Scrie cine este M2. M2 este X compus cu Y compus cu Z. Egal. Cu... Notezi Y compus cu Z pun B. Deci vine X compus cu B, care înseamnă. E ca mai departe, de ce nu contează? X, B plus 2, X plus 2, B plus A. Unde B egal cu? Y compus cu Z. Și egal cu YZ. YZ plus 2, Y plus 2Z plus A. Și acum te duci sus și înlocuiești, egal mai departe, cu X cu pe lângă. Unde 3A? Da, ce a greșit? La ultimul acolo n-a adunat cum trebuie pe termen liber? Da. El spune că ai un A aici. Da. Și mai este un 2A. Așa. Și atunci e plus 3A. Corect. Bună observația. XZ plus 2XZ plus 2XZ plus XA plus 2X plus 2YZ plus 4Y plus 4Z plus A plus A. Egal cu X, Y, Z plus așa, 2 pe lângă X, Y plus X, Z plus Y, Z plus A. X pe lângă A. A plus 2 poate este. A plus 2 plus... Este și X, A și 2X. Nu este și X, A și 2X? Vine X, A și 2X, da. Atunci vine X pe lângă A plus 2. Așa. Plus 3A. Egalitatea dintre cei, dintre cei doi termeni, spune M1 egal cu M2, dacă și numai dacă. Așa. Dacă și numai dacă. Asta așa. A plus 2. X egal cu I. Deci A plus 2, coeficientul lui X de aici A plus 2, egal cu coeficientul lui X de acolo care e 4. Deci A plus 2 egal cu 4. Și de la Y vine, la Z vine cât? A plus 2? A plus 2 egal cu... Coeficientul lui Z cu 4. A plus 2 egal cu 4. Adică aceeași relație înseamnă că A egal cu 2. Și cu asta am găsit valorul lui A, valoarea lui A, pentru care, pentru care legea este asociativă. Trebuie mai dreapta repede. Și să vedem o altă chestiune, anume... Elementul neutru al legii de compoziție X compus cu Y egal cu XY plus 5X plus 5Y plus 20 este
este e egal cu, să ne întrebăm. Elementul neutru este e egal cu, să vedem cine. Care ar fi x compus cu, deci oricare ar fi. Păi cum care este în definiția? Există unic elementul e, există unic elementul e care aparține x. Așa încât x compus cu e. Așa. Să facem comutativitate. Minus 4. Deci la plată și mai departe la punctul să nu trec și pune așa verticală să trecem până la 5. Mulțimea elementului simetrizabil de mulțimea fie G mare, fie G mare egal cu mulțimea tuturor elementelor de tipul X plus Y radical din 5. Radical din 5. Mulțimea elementelor de tipul acesta, pentru care, bară, x și y sunt de 0. Să se găsească mulțimea elementelor simetrizabile acesteia. Deci găsim toate elementele simetrizabile. Așa. Dar ca să găsești elemente simetrizabile, ia să vedem. Mai scrie definiția, poftim.
Deci există un x prim, nu, la fiecare x există câte un x prim, nu așa e corect. Deci oricare ar fi x, scrie, deci ordinea așa este, oricare ar fi x care aparține G, rezultă că există un x prim, rezultă că există x prim care aparține lui G, există unic x prim, așa încât x compus cu x prim, deci la fiecare x am câte un x prim, câte un unic x prim. Și era cu E. Deci pentru elementul x plus y radical din 5, trebuie să găsești simetricul său. Păi, e vorba de mulțire aici, operația de mulțire. Ce operație e? Ia să mai vedem o dată. Deci fie G mare, mulțimea tuturor elementelor de tipul x plus y radical din 5, în raport cu mulțirea numărul reale. În raport cu mulțirea. Deci operația care este mulțirea. Acum, ar vrea să înțelegem ce înseamnă G mare. Înseamnă toate numerele de tipul. Un x și o y aici din 0, punem. 2 plus 3 radical din 5. Minus 1 plus 7 radical din 5. Deci toate numerele în care în loc de x și y pune numere întregi. Și noi doresc să găsim simetricul raport de cine? Simetricul raport de înmulțire. Cine este elementul neutru la înmulțire? În el? 1. Deci cu alte cuvinte, fie x, fie z egal cu, fie z egal cu x plus y radical din 5 numărul pe care îl luăm în seamă. Z. Și acum noi căutăm să găsim simetricul. Z prim îl notăm. Z prim egal cu alfa plus beta radical din 5. Nu știm pe Z prim, unde alfa și beta sunt tocmai necunoscutele întregi pe care trebuie să le aflăm. Virgulă, alfa și beta aparțin lui Z. Și acum, conform proprietății, trebuie să facem Z ori Z prim, nu? Păi, Z ori Z prim. Noi am luat elemente de unde? Din ce? De ce tip le-am luat? De tipul ăsta. Și la elementul Z de aici, căutăm Z prim, că nu știm de același tip din mulțimea respectivă, că Z ori Z prim, e dau cu Z prim ori Z, și egal cu 1. Nu? Egal cu 1. Și zice acum, x plus pe lângă alfa da. Egal cu 1. Mergi cu chestia asta, da? Da. Ia păi și egal cu deci termen capul, să vezi câți dai. De rezult. X alfa plus x beta radical din 5 plus alfa y radical din 5 plus 5 y beta. Y beta egal cu 1, da? Așa. Echivalent cu? Alfa x plus 5 beta y formează prima parte. Deci alfa x plus 5 y beta egal cu 1. Plus, da, bine, plus. Plus. Așa și o să scos pe beta în 5, da? 5 pe lângă. Corect. Plus beta plus alfa y. Egal cu. Egal cu 1. Și când asta, în loc de 1, poți spui 1 plus 0 radical din 5. Egal cu 1 plus 0 radical din 5. Și când apare egalitatea asta fiind de 0? Asta este 1. Așa, alfa x plus prim. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Apare sistem alfa x plus 5 beta y egal cu 1. Și x beta plus alfa y egal cu 0.
Sistemul ăsta, noi am făcut Z ori Z prim, dar puteam să faci și Z prim ori Z, probabil la același lucru ajungem, nu? Da. A, așa. Să vedem, cine sunt necunoscute de aici în acest sistem? Alfa și beta. X-ul și Y sunt cunoscute. Da. Deci, alfa și beta. Ia să vedem cum procedăm. Să mulțim cu un alfa, beta. Păi, ca să reduci acolo pe X, da? Hai, reduc. Scoatem beta. Ori F, beta. Și vei avea echivalentul. Alfa, beta, x plus 5 y beta fractal egal cu 2. Așa? Și minus alfa, beta, x minus 2 minus alfa fractal y egal cu minus alfa. Zero. Am făcut 4 alfa. 4. Nu, 5. Nu, nu se reduc. 5 y beta pătrat plus alfa pătrat y egal beta. Zero. De la cu beta. Beta, da, beta, da, beta. E bun așa. Acum scoatem un Y. Deci de acolo trebuie să scoți pe cine? Care e necunoscut? Beta. Deci tot ce e cu beta și ține cont că lucrezi în numele întregi. Da. Face precizarea că alfa, beta, spunem, al, X, Y, alfa, beta sunt numele întregi. Y beta, alfa, X, 5, plus 5, scrie, treci pe tabla asta, că acolo, alfa, X, plus 5, Y beta, este egal cu 1, și X beta, plus alfa, Y, și mai fără precizare de sub că X, Y, alfa, beta sunt numere întregi. X, Y, alfa, beta sunt numere întregi. Deci te-ai gândit să le duci pe cine? Pe alfa sau pe beta? Poți. Da. Totuși. Dar de cine trebuie organizat? Că tu dorești să le duci pe alfa, nu? Că alfa e necunoscută. Deci scrie alfa Y plus. Deci sistemul se scrie într-un alt mod. Ia scrie, alfa X plus 5 Y beta. Egal cu 1 și alfa Y de desubt plus X beta este egal cu 0. Și acum reduci pe alfa, că așa ți-ai propus. Da. Și mulțești pe prima cu minus X, dar așa pe doar. Și acolo cu Y. Sistemul este echivalent cu alfa X Y plus 5 Y pătrat beta egal cu Y. Așa. Și minus alfa X Y minus X pătrat beta egal cu 0. Corect. Și vine beta pe lângă 5 Y pătrat minus X pătrat egal cu Y.
Deci beta egal cu x, da? Și fă precizarea că beta, că beta aparține lui Z, că X-ul și Y-ul sunt din Z. X-Y aparține lui Z. Și acum deci, stai un secund, stai că nu e suficient, trebuie să discutăm, să vedem ce Y și ce ce anume putem găsi de acolo și care sunt... Aici sunt 5y pătrat minus x pătrat 3 de 0. 5y pătrat minus x pătrat scrie. 5y pătrat minus x pătrat răspire diferit de 0. Și când beta? Când beta aparține lui Z? Când y egal cu... Deci beta aparține lui Z, când părțile se face exact. Deci spune beta aparține lui Z. Beta. Dacă și numai dacă, Y, o secundă, dacă și numai dacă, ăsta de jos e o divizor a celui de sus. Da. Și aici 5Y pătrat minus X pătrat, îl divide pe Y. Dar cum spune că îl divide? De 3. Da? Se divide? Se divide. Sau, nu? Deci noi trebuie spune că ăsta este un divizor. Da. Deci ăsta de jos, este un divizor. Și atunci punem bar. Deci 5y pătrat minus x pătrat se divide pe y. Da, da, 5y pătrat. Divizorii sunt mai mici decât y, da? Da. Deci de aici e echivalent cu a spune că 5y pătrat minus x pătrat mai mic decât y. Bun. 5y pătrat mai mic egal. Da. Da, și egal. Nu. De ce nu merge? De 1 merge. Și e numărul 3. De 1, și este numărul 3. E corect să dea. Da. Și atunci pe Y când stânga și avem de rezolvat din ecuația. 5Y pătrat minus Y minus X pătrat mai mic egal decât 0. Avem de rezolvat din ecuație de gradul 2 în Y. Știm că X-ul și Y-ul sunt din Z. Cum se rezolvă din ecuație? Se atașează ecuația. Deci atașăm ecuația. Adică 5y pătrat minus y plus minus x pătrat egal 0. Stai. Acum rezolvăm ecuația pe delta. Delta egal cu b pătrat. B pătrat, adică coeficientul lui e 1. Mai mă, nu știu, 1 minus 4, 5, 20 plus 20 plus 20 x pătrat. Y1, 2. Y1, 2 egal cu? Minus B1 plus minus radical 2. Așa. 1 plus 20 x pătrat. Supra 2A. Deci Y1, 2 egal cu 1 plus minus radical din 1 plus 20 x pătrat. Totul supra 10. Și avem o dată. Y1 egal cu, hai să vedem, Y1 egal cu 1 plus radical din... Da. Ei. Da, noi știm foarte bine că Y1 trebuie să aparține cui? Y1 trebuie să aparține lui... Z. Deci și Y2 aparține lui Z. Când se întâmplă ca numele acestea să fie numele întregi? Când... și asta depinde exact de cel de sus. Adică și de sus să fie pătrat perfect. Da, da. Deci de aici rămâne că 1 plus, 1 plus 20 X pătrat trebuie să fie egal cu un K pătrat. 1 plus 20 X pătrat egal cu un K pătrat. Ca să fie pătrat perfect, se însura de K. Ceea ce este echivalent cu cine aici? Echivalent cu cine? Când asta este pătrat perfect? Când x-ul este 0, când x-ul este 6, 121. Deci pentru x egal cu 0, găsim k pătrat egal cu 1 și atunci y va fi egal cu, y va fi egal cu, hai scrie, 1 plus
plus, da? 1 pe 5 și nu-ți place. Da. Deci 1 pe 5 și nu-ți place, nu aparține lui Z. Merge pentru X egal cu, pentru celălalt Y, Y2 egal cu 1 minus 1, 0 pe 10, 0. Și iată X egal cu 0 și Y egal cu 0. Și atunci numărul Z pe care îl avem este cine? Z-ul este 0 plus 5 ori 0. Radical din 5 ori 0. Da? 0 radical din 5. Și dacă X-ul și Y-ul sunt 0, în sistemul de mai sus, dacă mă oprești pe X și pe Y egal cu 0, vine 0 egal cu 1. Fals. 0 egal cu 1 nu e posibil. Deci relația de aici mă duce spre 0 egal cu 1, imposibil. Și atunci așa ceva pică. Mergem acum cu X egal cu cât ați spus? X egal cu 6. Și la 6 avem... Hai să zicem Y cu 1 egal cu cine? Y cu 1 egal cu... Egal cu 1 plus radical din 1. 1 plus... Radical din 1. 1 plus 121 e 11? 12 pe 10. Da. Și care ea nu-ți place? Și Y2? Da. Y2 egal cu? 10 pe 10, 1. 10 pe 10 este 1, da? Bun elementul ăsta. Acesta îți convine și cu Y egal cu 2 și X-ul 6. Așa că am găsit primul element, Z, egal cu X-ul, cât am spus? 6 și Y plus radical din 5. Da? Că ăsta este 1. Să vedem ce alfa și beta găsim acum. Deci să vedem ce alfa și beta. Și acum, fiindcă știm pe X și pe Y, cum vedem și locul X. Și vom avea. Ia să vedem. Alfa. 6 alfa plus 6 alfa plus 5 beta și 6 Y, nu, alfa, plus 6 beta, egal 0. Un sistem de 2 plus 2. Și vine 6 alfa plus 5 beta egal 1, minus 6 alfa minus 36 beta egal 0. 31 beta, minus 31 beta egal 1, beta egal 1. Da, da, unde trebuia să fie beta? Deci îți convine acest beta? Nu. Beta asta nu aparține lui Z. Cealaltă... dar dacă ai găsit că beta nu îți arată un număr în 3, deci nu te mai interesează. Ei, așa se analizează și celelalte variante. De aici, la X pătrat, lui X îi dăm o altă valoare. Dar de ce am zis noi 6, nu? Am zis că 20... Da. 121 să fie pătrat perfect. Dar asta înseamnă X pătrat egal cu 6. Deci nu este... Mie trebuie să-mi dea la pătrat să facă... X egal cu X a fost radical din 3. Și radical din 3 nu este de luat în seamă. Deci n-am fost aici atenți, da? Am avut aici X pătrat, trebuia să vedem că noi am dat... Nu... Cui am dat... Lui X, și lui X pătrat trebuia să dăm. În concluzie... Nu, n-am găsit valori, deci nu se găsesc valori de acestea care să fie... Radical de 6, păi da. Și radical de 6 nu-mi satisface ideea, da? Nu este numărul. Bun. Oprește asta. O să-ți vezi cine este asta. Este egal cu mulțimea de tipul A plus B radical din 3. A plus B radical din 3, unde virgulă, bară, A și B sunt din Z. Iar, în continuare, sau, da, poate țin cafe, un pic mai strânscrit, Q de radical din 3. Q de radical din 3, radical din 3, tot în partea de dreapta, așa se spune. Egal cu mulțimea tuturor numerelor de forma aceeași A plus B radical din 3, în care A și B sunt din Q acum. A și B sunt din Q. Aparțin, nu e cazul.
vectorul să vezi Z și în paranteză dreaptă radicală între ei, înseamnă că sunt numere de tipul ăsta. Sunt de numere pătratice. A plus B radical din 3. Cu radicalul de 5 din 2. A plus B radical din 3, care A și B-ul sunt numere întregi. Deci sunt de tipul 2 plus 5 radical din 3. 2 minus 7 radical din 3. Minus 1 plus 5 radical din 3. Și mai departe. Deci în loc de A și B pui toate numerele întregi. Și sigur că ai o mulțime de astfel de numere. Infinitate de numere. Iar dincolo, în loc de A și B pui din Q acum. Deci în loc de A și B pui din fracții. Da? Tot așa o infinitate. Să se arate că scriem de sub. Să se arate că Z mulțimea numerelor Z în paranteză radicale între ei, așa. Și cealaltă, Q în paranteză radicale între ei, sunt stabile în... sunt stabile, sunt mulțimi stabile. În el cu plus, în el virgulă plus, adică în mulțimea numerelor reale cu operația de adunare, paranteză. Și în el cu înmulțirea. Și el cu înmulțirea. Deci sunt părți stabile. Deci trebuie să arătăm că sunt părți stabile. Ce înseamnă că o submulțime a unei mulțime este parte stabilă? Face parte. Înseamnă că dacă luăm orice două elemente de acolo și înapoi cu operația adunare, rezultatul trebuie să fie tot din mulțimea respectivă. Deci, altfel spus, adunarea este lege de compoziție pentru Z radical din 3, da? Da. Deci fie Z1, fie Z1 egal cu A1 plus B1 radical din 3 și Z2 egal cu A2 plus B2 radical din 3. Ai luat două elemente, Z1, Z2, de unde le-ai luat? Din Z3 radical din 3. Și trebuie să rezulte de aici că Z1 plus Z2, da? Z1 plus Z2. A, ai vrut să spui că sunt din... Da. Aparțin aceste elemente lui. Așa. Și trebuie să arăt să rezulte că... Trebuie să rezulte că Z1 plus Z2 aparține lui Z de la... Așa. Z de la vitale 3. Corect. Și totuși devine Z1 ori Z2. Ori Z2 aparține... Asta înseamnă. Deci că sunt părți stabile, înseamnă că în acord cele două legi se întâmplă chestia asta. Hai să vedem prima chestiune. Deci fără Z1 cu Z2. Egal cu. Egal cu. A1 plus B1 radical din 3 plus A2 plus B2 radical din 3. Egal mai departe cu A1 plus A2. A1 plus A2 plus radical din 3. Pe lângă... B1 plus B2. B1 plus B2. A1 plus A2, A1 și A2, de unde sunt ele? De unde sunt A1 și A2? A1 și A2 sunt... Din Z. Din Z, da. Așa am spus, nu? Că da, din Z. Aparțin tot. Corect. Și atunci A1 plus A2 de sub... Vă notez cu un M, egal cu un M care aparține lui Z. Iar B1 plus B2 notez cu un... Nu Z radical din 3, Z măi. Da. Uite măi, încă o dată. Noi am luat Z radical din 3, numere de tipul ăsta. De tipul ăsta. În care A și B sunt din Z. Da, așa se exersim. Cum A1 și A2 aparțin lui Z, suma lor este tot un număr din Z. Da. La fel din coace, plătesc un P, care aparțin în totul Z, pentru că e suma de numere 3. Da. Și atunci este egal el cu cine? Z1, rezolvă Z1 cu Z2, egal cu? Este egal cu M plus P radical din 3. Care aparține lui Z. Așa, și despre M și P aparțin lui Z. Da. Și atunci toate numele de acestea, numele acestea aparțin categoricului Z radical din 3. Că e de forma aia. Pentru că e de forma asta, seamănă. Deci am luat două elemente, Z1 și Z2, din Z radical din 3 și am arătat că
suma este tot de acolo. Altă spus, mulțimea asta, Z de la care vrei este parte stabilă. Da. Raport de... iar cu opus. Da. Acum e operația de mulțime. Și acum să vedem operația de mulțire. Treci și pe partea cealaltă. Hai. Egal cu a 1 la 2. Unde uite, a 1 la 2. Hai. A 1 la 2. Plus 3 B1 pe 2. B1 pe 2. Și plus a o parte cu radicale 3. Care sunt cei doi termeni cu radicale 3? Care poți vrea? A 1 la 2 și a 2. Uite, mă, că ești aici. Egal de aici a fost. Deci aici a 1 la 2 plus 3 B1 pe 2. Plus a 1 pe 2. Plus. A, a voi dar cum e radical? Pune la sfârșit. A, lasă-mă. Așa. A1, B2, plus A2, B1. Ei, ce știam? Unde sunt A1, A2, B1, B2? În zi, în zi. Spune-mi. Cum? Cum A1, virgula A2. B1, B2. B1, B2. Aparținul Z. Rezolve că A1 ori A2 plus 3 de 1 pe 2 aparține lui Z. Deci egal cum? Hai să mă gândesc, egal cu M. M aparține lui Z. La fel, A de desubt aici. A1 pe 2. Pe 2 plus A2 pe 1 este egal cu P. Așa. Acum, asta înseamnă că Z1 ori Z2 care e egal cu cine? Z1 ori Z2 care e egal ca și răspuns. Z1 ori Z2 este egal cu Z, aparținând la Z sau egal cu M plus V radical din 3. Așa? Cui aparțin? Z ori Z de radical din 3. Și cu asta am arătat că Z radical de 3 este partea stabilă în raport cu cele două, în raport cu R plus și respectiv R cu mulțirea. Hai să facem același lucru și pentru cele două. Deci ce facem? Le luăm pe Z1 și Z2 din cine acum? Din Q. Din Q. Deci acestea aparțin în Q de radical din 3. Q de radical din 3. Și ce trebuie să arăți? Tot așa ca adunarea lor și respectiv înmulțirea de Z1 plus Z2, care e egală cu cine? E radical 3 aparținând
Așa, că suma numerele raționale, tot o numără rațional. Nu-ți dau numără irațional. La fel de faci. Deci aparținând. Asta a fost cu cine? Cu? La mulțire, la fel. Egal cu 1. Da, este o operație, dacă vreți să repet exact ca și... De la fel, numai că aparținând Q. Numai că aparținând Q acum. Bun. Treci pe tabla cealaltă și fie mulțimea G mare egal cu mulțimea tuturor matricilor de ordin 2 de tipul X, 2Y și de sub Y, X. Matrici de ordin 2. Unde X și Y sunt numere complexe. Da? Aparținând ce? Numerul complex, ce mare. Închide. Mulțumesc. Deci asta e mulțimea ce? Să se arate că G este stabilă în raport cu mulțirea. Peste matricile M2C. Deci să arătăm că G este parte stabilă în raport cu mulțimea peste mulțimea matricilor de ordinul 2 peste corpul C, adică peste cu toate elementele complexe, în care operația este cine? Înmulțire. Da. Așa. Deci să arătăm că G este parte stabilă. G este parte stabilă. Sau mulțirea matricilor este lege de compoziție, da, ar fi spus. Deci vine doar două matrici. Fie matricea A... Nu, măi. E o matricea mare 1. Egal cu matricea. X1, 2Y1, Y1, X1. Asta e matricea mare 1. A mare 2. A1 și A2 aparțin de ce mare. Da. Și voi faci o operație mulțire. A mare 1 la mare 2. Doi, deci linia întâi cu coloana întâi din a doua. 2Y. Nu ți-e clar. Ai uitat să mulțumesc două matrici. E grav. Prima coloană. Deci prima linie din aici cu pe rând fiecare din coloană. X1, X2. X1, X2 plus 2Y1, Y2. 2Y1, Y2. Așa. Și tot prima linie, acum coloana a doua. 2. 2Y. X1, Y2. Așa, plus? Plus X1, X2. Plus? 2Y. 2Y, 1, X2. 2Y, 1, X2. Acum luăm linia a doua. Y1, X2. Plus? X1, Y2. Acum, 2, Y1, Y2, plus, X1, X2. Matricile din G sunt de tipul același lucru pe diagonala principală, iar pe diagonala secundară, aici este de două ori ce este aici. Ia vezi, este același lucru pe diagonala da. De principală? Da, că aici a venit. Așa, și aici a venit 2 pe lângă asta. Încă o dată. Deci, în general, sunt elementele de tip următor. Același lucru pe diagonala principală și pe diagonala secundară înseamnă Y și 2Y. Da, Y, 2Y. Deci, e clar că elementul pe diagonala secundară de aici să fie dublu acestuia. Și dacă scot o 2, vine 2 pe lângă chestia asta. Deci ăsta aparține, putem spune acum fără nicio emoție, aparține cui? Gema. Aparține lui Gema.
Și am arătat că înmulțirea matricilor este parte, da? Deci mulțimea aceea este parte stabilă a mulțimii de matrici. Sau înmulțirea este lege de compoziție în raport cu gemare. Da? Pentru că compusul, înmulțirea a două matrici de tipul respectiv, ne lasă tot înmulțimea matricilor de tipul respectiv. Deci rezultatul nu este o matrice din alt punct, ci exact de același tip. Și iată, putem trece la punctul următor. Trebuie să fii pe tabla asta și să vedem. Dar să mai dați și pe altcineva la tablă. Ia să... E bine? Vă rog, așa. Hai mai repede. Deci pe tabla asta de aici, spunem așa. Fie G mare egal cu mulțimea cu intervalul 2 plus infinit. Și aici se definește legea steluță următoare. X compus cu Y este egal cu XY minus 2X minus 2Y plus 6. Să arătăm că legea respectivă este steluța, aceasta este lege de compoziție. O facem. Vorbește. Lege de compoziție. X mai mare ca 2. X mai mare ca 2. X mai mare ca 2. Da. X minus 2 mai mare ca 0. Da. Y minus 2 mai mare ca 0. Se înmulțim. X minus 2. Dorim să arătăm că această lege este internă. Că, da? Este lege de compoziție. Ce înseamnă asta? Că iei două erori care ar fi x și y din minus 1, 1. Da? Oricare ar fi x și y care aparțin unui G mare. Să rezulte că X compus cu Y aparține tot lui G. Asta trebuie să arăți. Ce înseamnă că X și Y aparțin lui G mare? Nu numai atât. Și X mai mic ca 1. Și X mai mic ca 1. Și Y mai mic ca 1. Decât 1. Așa este, sunt 4 condiții. Echivalent cu. Prelucrează. Reducem pe minus 1 în stânga și vine X plus 1. Mai mare ca 0. Da.
Y plus 1 mai mare ca 0. Apoi de desubt. Nu, 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 nu le emoții, că dar n-ai nicio motiv. X minus 1 mai mic ca 0. Y minus 1 mai mic ca 0. Da. Și acum, nu te grăbi. Ce trebuie să arăți tu? X cu Y este G de compoziție. E, adică X steluță Y aparține un G. Ce înseamnă că X steluță Y aparține un G? Stii. X, mai sus, scrie așa. X steluță Y. X compus cu Y aparține un G. Este echivalent. Cu ce lucru? X plus Y. X plus Y, totul supra 1 plus XY. Aparține lui G. Ceea ce înseamnă, cine este G, să mă prim? Asta înseamnă că X ce ar însemna? Echivalent cu X plus Y supra 1 plus XY mai mare decât minus 1 și tot aceeași chestie X plus Y supra. Vorbește și tu, nu vrei să vorbești. Nu mai mare. X plus Y. X plus Y. Supra 1 plus XY. Plus 1 mai mare ca 0. Și respectiv. Supra 1 plus XY. Minus 1 mai mare ca 0. Sistem. Echivalent cu. Jos, jos, jos ăsta e. Că lucrează după ăsta. Echivalent cu. Plus XY, plus 1, mai mare ca 0. Nu e la totul supra. Păi se elimină omitorul, ce faci? Totul supra 1 plus XY, mai mare ca 0, punem mai mare în dreptul din difracție. Și ala? X plus Y, minus XY, minus 1, minus plus XY, mai mic ca 0. A. Deci, iată ce problema ai tu de rezolvat. Tu ce ai la, ca ipoteză? Ce, ce condiție ai tu ca ipoteză? Nu, nu, nu. De aici cele patru, măi. Acele patru, așa, și de cele patru se ies astea două. Ia treci pe tabla asta. Deci noi avem, spunem, avem două puncte. Avem ce? X plus 1 mai mare ca 0. Apoi, Y plus 1 mai mare ca 0. Mai avem X minus 1. Mai mic ca 0 și Y minus 1 mai mic ca 0. Sistem. Ce să reiese din asta? Să reiese că? Nu, dar că și nu are. Să rezulte. Rezultă că X plus Y nu e adevărat. Supra mai e 1 plus XY. Păi uite listul aia în stânga acolo, pe tabla din stânga. Supra 1 plus XY mai mare ca 0. Și cea de-a doua este X plus Y minus XY. Deci să prelucrăm în relațiile acelea. Echivalent asta sus, sus. De ce nu mers? Echivalent sistemul de condiții cu X pe lângă 1 plus Y. Am grupat pe primul cu al doilea plus Y plus 1. Așa. Totul supra 1 plus XY. Și de desubt X pe lângă 1 minus Y. Totul supra mai mare ca 0. Echivalent? Mai mic ca 0. Mai mic, mai mic, nu mai mare. Sus îți poate un factor în 1 plus X sau Y plus 1, totul este. Deci vine Y plus 1 pe lângă X plus 1. Totul supra. Și cea de-a doua?
Y minus 1 pe lângă x minus 1. Să vedem dacă e bine așa. Deci vine xy la mulțire, minus x minus y plus 1. Nu e bine. Vine minus x plus 1. Păi mai vezi o dată dacă e bine. Ia muncește atunci, când le muncești jos, cât îți dă? X, Y? Y, minus Y. Păi tu ai minus Y și acolo este... Domnul profesor, te-ați luat un minus Y, nu? Scotea minus acolo, așa, nu? Vreau un minus Y, așa e bine. Acum nu-i corect. Nu e unul minus Y, că dacă le muncești vine minus X, Y. Hai mă, nu poți să vezi un calcul elementar. Deci îți văzut 1 minus Y pe lângă cine vine? Pe lângă X minus 1, da? E corect așa? Nu e corect. E bun așa. Păi uite, haideți să le mulțim. Dacă le mulțim acum, bine, unor X face X cu plus, e bine. Unor minus 1 face minus 1, e bine. Minus YX. E bine. Și plus Y. Da? E bine acum. Și dacă vrem să scoatem să fie tot Y minus 1, mai scoatem o minus în fața linii fracției. Și atunci vine echivalent cu. Prima rămâne așa și vine. Și minus pe lângă. Y minus 1 pe lângă X minus 1 la 1 plus XY. Înmulțim pe asta cu minus 1 și echivalent cu echivalent tot sistemul scriem cu atât. Echivalent cu. Acum o să scriem tot mai sus acum. Deci, o să scriem aici. Deci o să scrii. Nu e echivalent să rezulte, că așa a fost. El este echivalent de prelucrarea care ai făcut-o tu. Y plus 1. Y plus 1 pe lângă... X plus 1. Supra 1 plus XY. Mai mare ca 0. Și cea de-a doua? Relații. Ei, hai să vedem cum arătăm acestea. Deci, practic, am redus toată problema la această implicație. De aici se rezolvă asta. Ce părere aveți? De ce se mulțim? Deci dacă le mulțim pe primele două, x plus 1 și y plus 1, e pozitiv, le obținem un pozitiv, da? Ia să le luăm. Cu x plus 1 supra x plus 1 mai mare ca 0, deci sub y plus 1 mai mare ca 0, două numere mulțite, rezultă de acolo că x plus 1 pe lângă y plus 1 este un număr pozitiv. Pozitiv. Păi, dar, de numărătorul e tot timpul pozitiv. Cu asta, aici, numărătorul pozitiv. Dacă le mulțim pe ăsta două, ia să vedem. Cum x minus 1 mai mic ca 0 și y minus 1 mai mic ca 0, practic și le mulțesc două numere negative mulțite de un număr pozitiv. Deci x minus 1 pe lângă y minus 1 va fi și el un număr pozitiv. Deci este mai mare ca 0. Cu alte cuvinte, pentru a fi fracția pozitivă, trebuie să arătăm că asta este... numitorul mai mare ca 0. La modul, da? Da. Deci dacă am arătat că numitorul mai mare ca 0, toată treaba e rezolvată. Cum să arătăm că 1 plus XY... 1 plus XY este mai mare ca 0? Asta e întrebarea. Cum? Cum?
Cine? Deci noi trebuie să arătăm că 1 plus x, y este mai mare ca 0. Să duce pe unul în partea cealaltă? Ia duc pe unul în partea cealaltă. Dar unul e pozitiv, nu ce există pe sfârșit. Și-am făcut dacă am dus pe unul în partea cealaltă. E minus 1. Cine vede cum arătăm că 1 plus x, y e mai mare strict decât 0? Pe care să le mulțim? Primele și ultimele. Dacă le mulțim pe primele două, ce se întâmplă? Ia să le mulțim pe primele două. Deci, o să ne mulțim. Am înțeles ce ați propus. Noi, din înmulțirea primelor două, da, ești un număr pozitiv. Da. Ia să le mulțim să vedem ce mai apare. Bine așa. XY. Te resubscrii sau cred au mele acelea. Deci, XY plus Y plus 1, e mai mare ca 0. Dacă le mulțim și pe astea două, negative amândouă, o avem pe asta, care e tot pozitivă. Da. Deci vine XY minus X minus Y plus 1, tot mai mare ca 0. Tragem linii și adunăm două numere pozitive. Da. Și avem. Plus 2 mai mare ca 0. 2 pe lângă x, y plus 1. 2 este mai mare și... Deci de acolo rezultă că x, y plus 1 totdeauna, x, y plus 1 totdeauna mai mare ca 0. Și cu asta am terminat exercițiul. Deci noi am plecat cu două elemente dintre minus 1 și plus 1, care au însemnat x-ul și y-ul fiind 4 condiții și trebuie să dovedim așa ceva, după ce am verificat asta. Și asta ați văzut în urma prelucrării, deci asta le-am foarte rapid, numărătorii sunt pozitivi, păi trebuie să arăt asta. Aici este singurul moment mai interesant. Dar, practic, trebuie să fructific chestia asta. Cum asta e pozitiv și asta e pozitivă, am tradus ce înseamnă și când am adunat, mi-a ieșit foarte rapid. Deci, șterg de tabla și să trecem la un alt subiect. Uite de aici. Iată un alt subiect care sună așa. Fiecare de recompoziție. Ia să las la mine că șterg eu. Fiecare de recompoziție. X-ul am pus cu Y, iar cu XY plus X. Asta e de recompoziție. Să arătăm, mami, nu este comutativă. Să arătăm că legea nu este comutativă. Și pe mic, să arătăm că nu este asociativ. Deci nu este nici comutativă, nici asociativă. Cum procedăm? Păi scriem comutativ. Păi cerem să fie comutativ. Să vedem ce se întâmplă. X, Y. La comutativitate doar două elemente. A. Din el, când el se întâmplă, atunci X compus cu Y egal cu Y compus cu X. Asta trebuie să întâmple, da? Să vedem acum. X compus cu Y este Y plus X. YX plus Y. XY egal cu YX. De acolo înseamnă că X egal cu Y. Deci ca să fie comutativitate, numai dacă X egal cu Y. Ori nu neapărat am luat în seamă chestia asta. Deci nu este comutativ pentru orice X și Y.
Modalitatea de schimb pentru orice x, y egal. Da. Deci nu numai când x egal cu y. Deci înseamnă că nu este comutativă. Ea nu este adevărată pentru orice x, y. Este adevărată numai când x egal cu y. Deci nu este comutativă. Hai să vedem acum ce. Asociativitatea. Ce vrem să fie asociativă și poate intrăm într-o contradicție. X, Y plus X ori Z. Păi nu așa spune. Cele două numere înmulțite. X, Y tot ori Z. Păi eu tot am insistat, dar păi nu vreți să înțelegi deloc. Cum am spus că facem ca să nu greșim deloc? Notăm. Păi, da. Notăm, dar nu mai notăm. Trecem, membru 1, mod 1, egal cu X compus cu Y, tot un parantez confus cu Z. Să-l notam pe ăsta cu un A mic. Și egal mai departe cu A confus cu Z, care înseamnă A, Z, plus A. Unde A egal cu, nu egal mai departe, versus A mic egal cu A fix și tot parantez, tot îți cer X confus cu Y, care înseamnă egal mai departe, X, Y plus X. Și avea acum din cele două, înlocuim sus la colată și rezultă membru 1 egal cu
XY plus X tot ori Z. Nu mai ori Z. Ori Z până nu mai ori Z plus plus A pe care am locuiești. A, XY plus X. Și egală cu acesta este membru 1. Să vedem membru 2. Începem de desubt aici. M2. Uite, e dus ca să intri peste cealaltă. Nu, nu te orientezi deloc. Membru 2 este egal cu. În paranteză, așa. În plus, relativ cu un B. Și egal mai departe cu X compus cu B. Plus X. Unde B? De desubt. B a fost notat cu Y compus cu Z. Care înseamnă? Și acolo? Vorbim pe sus și vine. Plus X. Și egal cu? X, Y, Z. Acesta e membru 2. Ia un pic, membru egal cu membru 2? Membru egal cu membru 2? Nu. Dacă sunt diferite, înseamnă că legea nu este asociativă. Legea nu este asta. Fiindcă membru 1 diferit de membru 2, asta spune, membru 1 diferit de membru 2, legea nu este asociativă. Și cu asta am arătat și acest lucru că legea nu este asociativă. Da. Ne oprim aici. Și atunci, fiind injectivă, rezultă că ecuația f de x, rezultă că ecuația f de x egal cu 1 plus radical în 2 plus radical în 3. Deci ecuația f de x egal cu 1 plus radical în 2 plus radical în 3 admite unica soluție. Are unica soluție. Are o soluție, o singură valoare, există un singur X. Deci are unică soluție. Și cum X0 este o soluție, de sub spunem, cum X, X egal cu 0 este soluție, asta înseamnă că X egal cu 0 este, de fapt, unica soluție. Că nu sunt două valori distincte cu aceeași imagine. Deci o singură X există. Și cum una găsit pe 0, asta este. Deci X egal cu 0 este unica soluție. Ți-a plăcut ecuația asta? Ia să mai vedem încă o dată. Unde este chestiunea de frumusețe deosebită? Cu X. Încercând tu să te apui de lucru așa foarte tare, ai văzut ce e necaz la părut. E ca la pătrașul apărut acolo funs radical. Deci nu am așa să elimin radical nici cum. Însă, pe partea asta, notând de X toată funcția asta, e important de la să arătăm că funcția este injectivă. Și atunci, f de x egal cu numărul ăsta, înseamnă că are o unică soluție. Nu sunt doi de x ca să aibă ca imagine pe 1 plus radical în 2 plus radical în 3. Un singur x. Funcția injectivă, nu dă voie să existe 2 de x. De o valoare a lui x. Și atunci, ne-am zis, ce bine ar fi dacă am arătat injectivă. Dar cum se arată că injectivă? Definiția spune că o funcție injectivă, dacă la X diferiți, imagini diferite. P implică Q este echivalent cu non-Q, implică non-P. Și atunci am plecat cu F de X1 egal cu F de X2, implică X1 egal cu X2. Ori asta, ori cealaltă, sunt echivalente aceste două implicații. Deci, din punct de vedere a tablei de adevăr, P implică Q este una și aceeași cu non-Q, non-Q, adică nu asta, și înseamnă F de X1 egal cu F de X2, implică non-P, adică nu X1 diferit de X2, ci X1 egal cu X2. Cel mai des am aplicat și aplicăm asta. Folosim această definiție. Și am plecat cu F de X1, F de X2, le-am egalat, s-a lucrat aici, am dus totul într-un singur membru, s-a aranjat aici foarte elegant, a ieșit X1 minus X2 în factor, un produs egal 0, numai varianta X1 minus X2 este 0, cealaltă nu poate să fie, am dovedit, și am arătat astfel că funcția este injectivă. Mai puteam dovedi injectivitatea și într-un alt mod. Cum anume?
poate rechinul de x cu radical din 1 plus, din x plus 1, știi, crescătoare. Așa. E f2 de x egal cu radical din. Ia puțin la cap. Deci e un alt mod de a dovedi că funcția este injectivă. Este și acesta pe care îl propune colega voastră, anume. Deci notăm f1 de x primul radical. Deci notăm f1 de x egal cu radical din x plus 1. Apoi f2 de x. F1 de x strict crescătoare. F2 de x strict crescătoare. Așa. Suma lor. Strict crescătoare. Rezultă f de x este orice funcție strict monotonă este injectivă. Rezultă f de x injectivă. F de x injectivă. Păi de mine! Păi m-a arătat injectivitatea mult mai rapid. Da? Este mult mai interesant așa. Deci, fiind injectivă, rezultă că ecuația, rezultă că ecuația, chiar așa să spuneți, rezultă ecuația f de x egal cu f de x egal cu 1 plus radical din 2 plus radical din 3, admite unică soluție. Admite unică soluție. Cum x egal cu 0 este o soluție, cum x egal cu 0 este o soluție, de fapt, acolo, x egal cu 0 este și unica soluție. X egal cu 0 este și unica soluție. Și cu asta am terminat. Soluția asta, varianta asta, este superbă ca mod de lucru. Foarte des aplicată pe la din ecuații, pe la ecuații exponențiale, pe la... Deci foarte, foarte des aplicăm chestia asta. Și acum să vă mai propun o ecuație. Iată, să se rezolve ecuația. Radical din 4x pătrat plus 4x plus 1 minus 2 radical din 9x pătrat minus 6x plus 1 egal cu 5. Ce se rezolvă această ecuație? Poftim la încercăm să o rezolvăm. Iată o ecuație irațională, da, destul de interesantă. Cum propune să o facem? Cum? Deci punem condițiile. Da, dar sigur că da, condițiile, repede, în parte, cea 4x pătrat plus 4x plus 1. 4x pătrat plus 4x plus 1. O mai mult să 0. Și 9x pătrat plus 6x plus 1. Mai mult să rezolvăm. Dar cum ar trebui rezolvate acestea? Dar apropo din chestia asta, 4x pătrat plus 4x nu se mai poate scrie aici. 2x plus 1 totul la pătrat. Deci echivalent cu 2x plus 1 totul la pătrat. 2x plus 1 totul la pătrat mai mare egal decât 0. Și cealaltă? 3 plus 1. Totul la pătrat? Păi mi se pare că sunt adevărul ăștia. Ceva la pătrat tot mai pozitiv. Deci asta înseamnă că era fix real. Deci înseamnă că aceste chestiuni sunt pare. Păi hai să spunem și mai așa. Echivalent cu radical din 4x pătrat plus 4x plus 1 minus 2. Păi nu o scriu încă o dată. În loc de 4x pătrat, zicem ce? 2x plus 1 totul la pătrat minus 2 radical din 3x minus... Da. Și vine ce? 2x. Ce vine? Modul. Asta e altceva. Modul din 2x plus 1, sigur că da. Minus 2 modul din 3x minus 1 egal cu 5. Și am uitat de 2 ecuații cu moduri. Extraordinar interesant. Iată, știm să rezolvăm ecuații cu moduri, apoi ne ducem la prea repede. Explicăm modulii
Și dăm noi un valor. Repede. Hai să văd. Da? Minus 1 pe... Cel la modul, 3x minus 1. Da, x egal cu un bb 0 la stânga minus plus. Luăm pe intervale cazul întâi. Dacă x maxim de la minus infinit, da. Devine. Intervalul de studiu? Da. X egal 2 nu este soluție. Cazul 2. Nu aparține de la